Din nou printre porumbei. Cu ocazia acestui post vreau să vă întreb ce subiect ați vrea să mai dezbat în perioada următoare. Momentan așa nu prea am prea multe idei în cap, adică aș relua anumite chestii, dar dacă voi vreți să le reau, le reau, dacă nu, revin și cu alte lucruri pe care poate până acum nu le-am atins. Astăzi e o zi însorită. Aici e lotul de zbor. La matcă sunt și ei împerecheați, las pe rând câteva perechi afară. Dincolo sunt tinerii care încă nu au vrut să-și se împerecheze. Aici, vedeți ce vă zic, disciplină, adică disciplină, am greșit când au fost mici, e și spațiu un pic mai mare, într-adevăr, dar parcă cum aud, cum vin, cum tresaltă și aici am greșit eu. Când au fost pui bine, nici n-am petrecut prea mult timp cu ei. Veream 15 minute, 10-15 minute cel mult când erau pui. Îi lăsam afară, le puneam mâncare. Rar când mâncau în prezența mea. Rar. Așa că nu pot să mă aștept la prea multe momentan. O să vedem noi ce se mai întâmplă. Aici sunt. Prima oară le-am dat mâncarea și după le dau mineralele în hrănitoarele astea, împreună cu fix de semințe mici. Că nu... e mai bine așa decât să le dau într-un bol din ăla și să arunce tot pe jos, aici rămân. Are venit și praful. Până reușesc să fac cadrul de metal și să pun celelalte grătare. Până vedem ce o să mai fie. Până vin oamenii la lucru, acum sunt de început de an, să fie mai greu. Masculul Good acolo are un ochi, lăcrimează un ochi, primul rând datorită prafului. Dacă vă întrebați de multe ori de ce apare ochiul umed sau ochiul rece, la fel. E o infecție datorată în primul rând prafului, praful purtător de microbi, bacterii. Se pune și vedeți deja în timp ce vorbeam porumbeii s-au pus din nou să mănânce. Dar e foarte important să se obișnuiască cu vocea ta, cu prezența, încearcă să vii cu aceleași haine pe cât posibil, mai ales acum că iarna, am vii cu aceeași geacă, nu o să mă mândărești pe toate la porumbei, că praful unde te pui pe pereți imediat apar durele de praf. Sunt un pic dezamăgit că n-au luat mai mulți, dar asta e. Nici nu le-am făcut lumina artificială, că n-am. E greu și cu curentul momentan pe aici până îl trag. Până vin cu curentul din capăt de acolo, până aici mai iau un pic. Astăzi o zi însorită. Mai vedeți un pic din exterior crescătoria. Crescătoria asta galbenă am zburat când eram la DM Macarale acolo. Probabil că o să o folosesc pentru masculii de maraton, că ideea pe viitor va fi să zbor eu doar masculii în tandem cu Marius Sunduc și el să zboare de acasă femelele doar. Asta e planul momentan. Stă și țigla acolo să o pun sus. Am făcut-o întorsă, n-am mai putut să o pun. Că mai nou trebuie să-ți faci lucrurile singur, că nu prea vine nimeni să te ajute. Decât dacă contractezi, eu știu, pe bani sau alte chestii. Și dar o zonă, zic eu, bună aici. Câmp deschis. Direcția de zbor e încolo. E relativă și treaba asta cu direcția de zbor. Că multe lucruri la concursuri, adică factorul principal e vântul.
Din păcate, vântul îți dă câștigătorul etapei de cele mai multe ori.